Mă numesc Diana Stănică, fac 47 de ani în octombrie. Am descoperit diabetul acum 6 ani și ceva la un control de rutină. N-a fost o veste bună nici pentru mine, nici pentru cei apropiați. Ne-am panicat. Am început după aceea să mă obișnuiesc și să conviețuim împreună. Am început cu Siofor-ul, după aceea lângă Siofor a mai urmat și alte medicamente și alte medicamente, până anul trecut când am pierdut-o pe mama și m-a dărâmat atât psihic cât și medical. Și nu am mai putut controla diabetul cu tratament medicamentos în mod adecvat. Auzisem de această intervenție, însă ca toți cei cu diabet am fost sceptică și nu am crezut în ea. Am zis că nu poate fi, știind că diabetul este o boală cronică, să fie adevărat că anumiți pacienți pot fi vindecați, dar nu toată lumea poate fi sau nu toată lumea are posibilitatea să vindece această boală prin această intervenție. Doar cei care sunt cu diabet tip 2, doar cei care în urma analizei peptice se arată că mai au o rezervă de insulină în organism. Și atunci, văzând că nu pot să mai controlez și deja se instalase foarte bine în organism, începusem să dă tremur, aveam momente când efectiv mi se tulbura foarte rău privirea, oboseam foarte des, aproape toată ziua eram obosită, eram fără vlagă, exact ce se întâmplă unui bolnav cu diabet. Am zis să stau cu cineva de vorbă, să aflu mai multe în afară de ce mă documentasem eu despre această intervenție. Întâmplarea a făcut ca să am o cunoștință, un prieten comun cu domnul Lensar și mi-a zis să merg la o întâlnire, că nu strică cu nimic să stau de vorbă cu dumnealui. Am venit la întâlnirea cu domnul Lensar, mi-a prezentat în ce consta această intervenție. Eu deja mă documentasem. N-am făcut niciun pas și tot ce am întreprins până să ajung la domnul Lensar, am stat de vorbă cu doctorul meu diabetolog, un doctor dedicat profesiei. S-a documentat și dumneai foarte bine, știa absolut tot ce este în spatele acestei intervenții, în ce constă, ce se întâmplă după, și chiar am fost susținută de dumneaei să merg mai departe, mai ales că aveam rezultatul analizei peptice, era de partea mea. Domnul Lensar mi-a zis că sunt două posibilități, nu două posibilități, două tipuri de intervenție. Intervenția clasică, amândouă sunt laparoscopică. Intervenția clasică laparoscopic și intervenția laparoscopică cu robotul Da Vinci. Operația a durat în jur de 5-6 ore cu anestezie cu tot, 6 ore jumate chiar. La 3 ore deja eram în picioare, n-am avut sondă, nu am avut drena, absolut nimic. A meritat atât
și financiar și tot opțiunea pe care am ales-o cu a fi operată cu Da Vinci. Am acceptat să vin să vorbesc despre intervenția mea, deoarece văd că în ultimul timp toată lumea confundă această intervenție de transpoziție ileală. Este o intervenție care se desfășoară la intestinul subțire și la capătul ileal, duoden. Acum îmi cer scuze dacă greșesc undeva în termenii medicali sau nu mă exprim corect. Nu sunt, sunt pacient, nu sunt de profesie medic. Nu are nicio legătură, este o intervenție total diferită față de intervențiile bariatrice de stomac de slăbit. Acele intervenții doar ameliorează diabetul automat, că se slăbește, se renunță pe o anumită perioadă de timp la grăsimi, la dulciuri și atunci e normal ca glicemia să scadă, dar nu vindecă diabetul ca operația de transpoziție ileală. Sunt total diferite. La această intervenție, așa cum am spus, se intervine asupra intestinului subțire și, și se face transpoziția ileală. În rare cazuri, acolo unde sunt, așa cum spun, cazuri mai rare, se intervine și asupra stomacului, dar nu este o regulă, doar în cazurile excepționale. De exemplu, la mine s-a intervenit și la nivelul stomacului, deoarece în urma investigațiilor aveam ceva pe stomac și a fost nevoie să se intervină și la stomac. Recomand pacienților de diabet tip 2 să nu mai fie sceptici, măcar să se documenteze, să stea de vorbă cu oameni care au făcut această intervenție și a trecut o anumită perioadă de timp, să se vadă și rezultatele și să se vadă dacă într-adevăr s-a intrat într-o remisie a diabetului și să beneficieze de această șansă atâta timp cât analiza peptice este de partea lor. Nu mai au niciun fel de medicament, nici măcar un sfert de Siofor. Ajunsesem să iau 6 medicamente de diabet înainte de intervenție. Acum nu mai iau deloc medicamente de diabet. După 6 luni de la intervenție, chiar am încercat într-o seară, am mâncat ceva dulce și a doua zi aveam glicemia 83. Când am plecat spre Istanbul, hemoglobina glicată era 8,6, acum o am 4,8. Am avut și norocul să-l cunosc pe domnul Ensar. Dumnealui s-a ocupat de absolut tot ce a însemnat întocmirea dosarului medical. Eu doar am spus că vreau să mă operez la spitalul respectiv, de chirurgul respectiv și cu robotul Da Vinci. În rest, dumnealui s-a ocupat de absolut tot. Îi mulțumesc pe această cale, îi mulțumesc că a avut răbdare cu mine, că mi-a răspuns tot timpul la toate îndoielile pe care le-am avut și a stat de vorbă cu mine, m-a încurajat, m-a susținut și sunt mulțumită. Rezultatele au început să apară chiar imediat după operație. Mă simt alt om, atât ca și din punct de vedere medical, cât și Sunt vie, așa cum vă spuneam înainte, după decesul mamei mele, ajunsesem un om, o victimă a diabetului, în adevăratul sens al cuvântului, pusese stăpânire pe mine.
și acum sunt bine. Deci nu mai stați pe gânduri, nu mai fi sceptici, credeți că totul este posibil.